Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Nimeni nu e judecat pe drept că trăiește. Abia după moarte este uitat sau dat uitării, spunea regina României Maria, cea care a înțeles acest lucru activând ca soră de caritate în spitalele militare, activitate care a făcut să fie numită în popor mama răniților. Ei, asta a fost de mult, la începutul secolului trecut. Acum însă trăim alte vremuri, alte interese, alte valori, mai mult sau mai puțin prețioase. Prețioasă este și această dimineață a zilei de 23 februarie, așa că petreceți-o plăcut și util alături de noi, Domnița Jechiu și Denis Rotaru. Bună ziua!
Funcție noi pentru militarii armate naționale. Ministerul Apărării a organizat ceremonia de lansare a proiectului pilot de parteneriat public-privat privind construcția spațiului locativ de serviciu pentru militarii armate naționale. În calitate de obiect al parteneriatului a fost selectat terenul din strada Vasile Lupu 61-1 din Chișinău, cu suprafața de peste un hectar. Prezent la eveniment, ministrul Apărării Vitale Marinuța a declarat că lansarea proiectului reprezintă efortul unei echipe de specialiști armate naționale care pe parcursul ultimilor 2 ani a studiat și a analizat posibilitățile de asigurare a militarilor cu spațiu locativ. Ministrul Marinuț a specificat că instituția militară a creat și o comisie specială ce va monitoriza implementarea proiectului respectiv. În cadrul Armatei Naționale funcționează o comisie locativă sub conducerea viceministrului apărării pe probleme sociale. Este un regulament, este un rând și în conformitate cu regulamentul în cauză vor fi apreciați cei care vor beneficia de spațiu locativ de serviciu aici în garnizoana Chișinău, în aceste case. Noi ne propunem la darea în exploatare a acestui bloc locativ care va avea și o intrare separată față de toate celelalte blocuri care se vor construi pe acest teren, să demarăm și reparația fondului locativ de serviciu care îl avem pe teritoriul Ministerului Apărării, aici nu departe pe teritoriul Brigăzii 2 și dacă vă aduceți aminte care este într-o stare nu atât de bună. Mă bucură faptul că în sfârșit militarii noștri vor putea să treacă din 17 metri pătrați în care mulți trăiesc de serviciu într-un apartament cu o daie, cu două, cu trei, la condiții bune și atât eu cât și echipa mea va lucra foarte mult ca acest deziderat să se îndeplinească și în alte garnizoane. O dată menționez că este spațiu locativ de serviciu. Acest spațiu nu va putea fi privatizat, nu va putea fi vândut sau trecut în posesia militarului. Doar militarii care își vor îndeplini serviciul în Armata Națională vor putea beneficia de acest spațiu pe parcursul serviciului. În urma concursului la care au participat 4 agenți economici, câștigătoare a fost desemnată o societate cu răspundere limitată, care va oferi 111 apartamente pentru militari cu o suprafață de circa 5200 de metri pătrați. Reprezentantul companiei de construcție a menționat că proiectul realizat împreună cu Ministerul Apărării este unul de succes și a dat asigurări că apartamentele militarilor vor fi construite la standarde europene, în conformitate cu prevederile contractului. Este un proiect foarte reușit. Este amplasat în imediată apropiere a parcului Valea Morilor, a multor instituții precum spitale, grădinițe și altele. Apartamentele militarilor vor fi utilate tuturor condițiilor stipulate în prezentul contract de parteneriat public-privat și respectiv tuturor condițiilor europene aferente spațiilor locative. Fondul de spațiu locativ va fi dat în exploatare și transmis Ministerul Apărării în termen de 18 luni de la primirea autorizației de construcție, adică sfârșitul anului 2015. Conform tranzacțiilor efectuate pe piața imobiliară din Republica Moldova, valoarea financiară a fondului de spațiu locativ ce urmează a fi transmis Ministerul Apărării de către partenerul privat constituie peste 3 milioane de euro, pe când valoarea terenului care a fost pusă la dispoziția companiei de construcție de către minister constituie circa 1,68 milioane de euro. 1000 de pusuri pierdute în mare, pierdute în noi. Pe cere 1000 de raze de soare aduceau dimineți pentru doi. 1000 de stele arzând căzătoare, privirea au furat. În ceruri 1000 de nopți seculare s-au tot spulberat. Noi am rezistat între soare și ploi, pe las mii de culori, dar noi vedem doar nori. Amintiri despre noi înșiratam pe voi, apoi ne-am distrus amândoi. Între soare și ploi se las mii de culori, dar noi vedem doar nori. Amintiri despre noi înșiratam pe voi, apoi ne-am distrus amândoi. De lacrimi nu spală durerea de când te-am pierdut. De 1000 de nopți m-a înghită tăcerea, ea vrea să te uit. Îmi cere prea mult, nu cred că este întregut fiorul ce l-am avut. Prea un nou început. Între soare și ploi se nasc mii de culori, dar noi vedem doar nori. Amintiri despre noi înșirat am pe voi, apoi le-am distrus amândoi.
La complexul memorial al sectorului Rășcan din capitală, zeci de oameni au adus omagiu etern celor care nu s-au întors de pe pământurile fierbinte ale Afganistanului. Acțiunile de comemorare ostașilor căzuți au avut loc în cadrul împlinirii celor 25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din acel teritoriu. Veteranii afgani au venit pentru a depune flori la monument, dar și de a-și revedea camarazii de luptă. Colega Ina Ganța a participat la eveniment. Kandahar, Bahram și Kabul sunt teritoriile fierbinți ale Afganistanului, de unde acum 25 de ani în urmă s-au retras ultimile trupe sovietice. Printre cei care au văzut și simțit urgia războiului au fost și militari originari din Moldova. La doar 18 ani, aceștia au fost duși departe de casă, pe pământ străin, de pe care unii s-au întors în sicrie. La 25 ani distanță, veteranii acelui război s-au adunat la complexul memorial din sectorul Rășcani al capitalei pentru a-și comemora camarazii. Mamele au venit să-și plângă copiii, soțiile, soții, iar surorile, frații. Cei ce au trecut prin lupta afgană ar părea mai mult morți decât vii. Și asta pentru că rana acelor timpuri încă sângerează. Soldatul Ion Colun și capitanul Oleg Triboi își amintesc cu o emoție aparte de perioada când au fost trimiși să lupte. Noi nu ne-am motivat nimic, așa au fost ordinul, așa, adică atunci nu era motivare, dorință, ori... O datorie a țării. Da. Dar strașnic și puteți fi. Strașnic, omul se deprinde cu toate cele, așa că strașnic. Greu, asta a fost părință că noi vedeam. Am îndeplinit cerințele care au fost puse de țară. Și dumneavoastră ați făcut cunoștință acolo? Am învățat într-o clasă la școală. Și am avut norocul să ne ducem împreună într-o zi. Da. Și cam într-o zi și ne-am întors. Dorim să nu treacă nimeni școala aceasta. Ostașul Pavel Botnaru recunoaște că i-a fost greu să suporte condițiile climatice, pentru că temperaturile ridicate făceau zona cu adevărat fierbinte. În 1981-83 am făcut armată în Afganistan. La comandire ne-a fost Paio Grăciov, participat la toate destinațiile, la toate operațiile. Cel mai greu, cinstit vă spun, a fost să te dea. Era mămuț, nu era. Am suferit, am tras. Toată viața să fie rana și toate copiii mei și la nepoții, cine să fie, că niciodată n-ați uităm ce am tras noi. Asta, cum să spun, nu dorește nici puiul șerpă. Noi când am venit acasă, ne-a dus în Tashkent din Afganistan, în genunchi ne puneam și sărutam pământul. Că, într-adevăr, suntem vii. Dacă unii dintre tineri au fost în Afganistan pe o perioadă de 2 ani, atunci maiorul în rezervă, Andrei Culai, în cei 7 ani aflați acolo, a văzut mult prea multe. Am fost din anul 1981 până în 1987, în decurs de 7 ani. Cel mai greu a fost să ne pierdem prietenii și am avut un an așa mai dificil și mai greu. Anul 85 am avut tare multe pierderi, mulți prieteni, colegi. După absolvirea facultății de aviație, am primit ordin și serviciul am făcut în orașul Dușanbe, într-o unitate de aviație militară care era formată expres pentru evenimentele din Afganistan. Și atunci, de prima dată, la 21 de ani, am văzut ce înseamnă războiul. Preventiv, de exemplu, cu o zi înainte de niște operațiuni mai serioase, fiecare eram cu gândul la ceva. Nu știam ce ne așteaptă mâine, nu știam ce ne așteaptă în viitorul apropiat. Eram conștienți de faptul că se poate întâmpla cu oricare din noi ceva strașnic, dar în momentul când intram în carusela asta de luptă, cred că uitai de frică, uitai de tot. Lucrai ca fiind profesionist automat, ca un calculator. Nici pentru cei care au rămas acasă în 1979, anul în care în Afganistan s-a dezlănțuit războiul, timpul n-a trecut ușor. După atâta vreme, Axenia Cioban, mama soldatului Gheorghe Cioban, își așteaptă feciorul și nu vrea să creadă că în sicriul de zinc a fost băiatul ei. Până la ultima bătaie inimii, mama își așteaptă fiul înapoi, fiindcă n-am văzut ce am mormântat. Am mormântat un sicriu, dar și era sicriu, eu nu știu. Până la ultima bătaie de inimă, eu nu știu. El când a plecat avea 19 ani. În Afganistan a stat de la 2 aprilie 82 până la 18 iulie 84. El și de 2 ani își termina să datoria de soldat, dar dacă el era când a terminat 2 ani, poate era și acum în viață. Și mă bucuram de fiorul meu, de nepoții.
Strâne poții. Dar așa Alexandru trebuie toată viața să plâng și să mă gândesc numai la dânsul. Am toate Rusul scrisoarele, Gheorghe toate, Alexandru. Toate. Și-o scris tot. Rusul Nicolae. Ei au fost trimiși mai ceva decât la pușcărie. Că ei nu au avut dreptul. Nici la concediu. Și noi, părinții, n-am avut dreptul să le trimitem un colet ceva. Numai de soare punem 5 rubli cum era atunci, 3 rubli și pe care și acelea să ne treceau prin cenzură și acelea când le prine, când nu le prine, când le prine, scrine. Lacrimile nu s-au uscat nici din ochii lui Constantin Munteanu. Fratele său, Anton Munteanu, nu și-a mai văzut familia. Senior, frate, Guseriuc, care mult l-am Iulie așteptat Sergei. Cu mare nerăbdare. Gusun, Valerii, de rău, Simeon. S-a pierdut viața. Haibun, Jezeț, Vladimir Nicolae. A spus că se întoarce. Josan, de acest tânăr, era nav. Lazur, Caim. A făcut-o de la Tiraspol, a fost încorporat în rândurile armate. Alexandru, Elgheni. Unii nu s-au mai întors păreri de rău. La ceremonie de comemorare a ostașelor căzuți în Afganistan au participat zeci de oameni, printre care și oficiali. Președintele Parlamentului Igor Corman a zis că trebuie să păstrăm vie memoria celor care prin propriul sacrificiu au luptat pentru pace. S-a încheiat un război care a avut loc departe de pământul nostru, de casele noastre, dar așa au fost timpurile și tinerii neamului nostru și-au făcut datorie. Ne-am adunat aici ca să ne plecăm în fața celor care au trecut prin calvarul acestui război, ca să ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața. În asemenea zile, conștientizăm și mai mult cât de important este ca cu toții împreună să depunem eforturi și ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Și datoria noastră este ca să pomenim pe cei care au căzut, să-i păstrăm în memoria noastră. La rândul său, vicepremierul Tatiana Potânga a spus că războiul din Afganistan a fost o luptă controversată în care ostașii noștri și-au demonstrat bărbăția și curajul. Orice război este o dramă pentru toți cei care participă în el. Războiul din Afganistan este unul dintre cele mai controversate. N-au trezit niciun fel de dubii, devotamentul și eroismul militarilor. Soldați, sergenți, plutonieri, ofițeri și generali, care și-au îndeplinit cu cinste datoria, au luptat cu bărbăție și sacrificiu. Războiul din îndepărtatul Afganistan, în care au fost antrenați fără voie tinerii din Moldova, ne oferă nouă multe lecții de învățat. Ne învață să apreciem noțiunile de viață, pace și neagresiune. Mitingul s-a încheiat cu un moment de reculegere, după care a fost citit numele fiecărui ostaș moldovean decedat în război. În total, în perioada anilor 1979-1989, în Afganistan au fost detașați circa 12.500 de militari din Republica Moldova. Mai bine de 300 au murit, 4 au fost dați dispăruți, iar mii de persoane suferă și acum de diverse maladii. Inima ca un ornic bate inima, clipele dispar încet în eternitate. Cântecul vine din nemoarte, cântecul sună ultimul catren din ritoricul refren. Etern, însetat de imensitate, tu ai plecat departe și nu e drum înapoi, dar rămân fără moarte. Un vis etern, un dor etern, stelat. Cerul lăcrimează înstelat și se zbat fără de sens rătăcite fraze. Inocent se iluminează, inocent chipul tău ca un îndemn peste haosul obscen. Dorete, însetat de imensitate, tu ai plecat departe și nu e drum
înapoi, dar rămân fără moarte. Un vis etern, un dor etern, un zbor trecător. Este tot pe lume trecător, trece slavă și onor, risipind un nume infinit. Imnul vieții sună infinit, înălțare din infern, al speranței tainic semn. Zbor etern, însetat de imensitate, tu ai plecat departe și nu e drum înapoi, dar rămân fără moarte. Un vis etern, un dor etern, un zbor. Inima ca un ornic bate, inima ca un ornic bate inima. Au văzut războiul din Afganistan cu ochii proprii și au luptat pentru că au fost trimiși să o facă. Mii de tineri din Moldova au trăit această soartă. Dintre aceștia, 25 sunt azi militari ai Armatei Naționale și doar unul este militar activ. E vorba de colonelul Vitale Cuței, șef Centru Militar Edeneț, de 20 de ani președinte al Uniunii Veteranilor din Afganistan. Edeneț și de 2 ani reprezintă armata și țara în Consiliul Internațional Suprem Boievoie Bratstvo. Colega Dragostina Vicol a discutat cu veteranul. Am nimerit în Afganistan în decembrie 1987 și am făcut serviciu până în luna august 88, că eu în mijlocit am participat la retragerea trupelor din Afganistan. Și cum se producea această retragere? Cred că atunci noi, militarii, mai ales în termen, eu vorbesc din numele lor, că atunci așa în perioada ce am fost. Noi am făcut alegerea ce nu binevol, nu ne-am dus rândurile armate pentru aceia că să promovăm războiul sau altceva. Dar atunci așa a fost perioada și a trebuit să îndeplinim datoria de ostaș și sunt foarte bucuros de ce că totuși am venit acasă sănătoși. În primul rând cred că a fost bucurie cea mai mare pentru acei care ne așteptau cu mai mult drag, asta părinții, membrii familiilor noastre. La întoarcerea în țară ați decis să faceți carieră militară? Eu, după demobilizarea din armata sovietică, am venit la comisariatul militar pentru a fi luat la evidență militară. Atunci mi s-a propus serviciu militar prin contract în calitate de plutonier. Primele 6 ani de zile am făcut serviciu militar în calitate de plutonier, apoi am primit gradul de ofițer și am ajuns la gradul de colonel. Ce vă motivează? Pentru mine armata este totul. Pe mine mai mult mă încurajează cel fapt că cândva și bunii mei, ambii au participat la războiul 2 mondial. Tata socru a fost militar. Cred că ceva din generație s-a transmis și la mine. Astăzi îi duc un fiu în vârstă de 12 ani și aș fi foarte mândru dacă el aș continui calea părinților și bunilor. Aveți un mesaj pentru camarazii de război, veteranii, colegii care cunoașteți cu ocazia acestei zile? Un mesaj de încurajare pentru ei? Mă închin profund în fața părinților care și-au pierdut fie. Să le mulțumesc vedovilor care păstrează în inimile sale și în inimile copiilor săi dragostea și memoria soților și taților. Am în vedere veteranii care au decedat după război. Clar lucru că aș vrea să exprim sincere mulțumiri tuturor celor care în ziua de astăzi continuă și lucrează în mod activ în organizațiile de veterani, educă și cultivă tinerilor sentimentul și dragostea față de patrie. Categoria
celor care au participat la acel război este foarte greu uneori de înțeles, mai ales în situațiile care confruntă întreaga țara noastră. În primul rând, problemele sociale și problemele asemănătoare. Vreau totuși să doresc vă toți, în primul rând, cer senin, pace, sănătate, mereu să fie alături lângă cei dragi, iubiți, să înconjoare mereu oameni cu care poate să împărtășească tot ceea ce este alături lângă noi. Nu vom îngădui să vină pustiul veșnic pe pământ, să curgă sânge, nu lumină, din ochiul soarelui cel sfânt. Nu vrem război, lumină fie, maicuțe și copii avem. Noi credem doar în omenie, noi pace vrem, noi pace vrem. Noi credem doar în omenie, noi pace vrem, noi pace vrem. Vă întreb pe cei de preț nefastă, de ce gândiți un nou război? Frumoasă e și țara voastră, copii și mame aveți și voi. Frumoasă e și țara voastră, copii și mame aveți și voi. La noi e altă rânduială, e altul al nostru ideal. Noi vrem o pace mondială, nu un masacru mondial. Noi vrem o pace mondială, nu un masacru mondial. Suntem, ținem minte, imperul curgia sa. E globul greu de o seminte, e piatra lacrimii de ea. E globul greu de o seminte, de piatra lacrimii de ea. Viața, liniștea ne place, noi credem în această stea. O crimă-i să lovești în pace, o crimă-i să nu crezi în ea. O crimă-i să lovești în pace, o crimă-i să nu crezi în ea. O crimă-i să lovești în pace, o crimă-i să nu crezi în ea. O altă persoană care a fost în Afganistan este maiorul în rezervă Aurel Bortă, care își amintește cu lacrimi în ochi de clipele petrecute în acea țară fierbinte. E ceva firesc, deoarece să vezi cum în urma unei explozii mor 9 persoane, e tragic, dar așa e la război. Țin minte că ea trebuie să săptămâni zile să se întoarcă acasă. Și a explodat o samohodnă ustanovă și din trânsă noi n-am văzut nimic. Asta a fost o tragedie pentru toți, nu pentru mine personal. Când vezi că se pierde, îi vezi în fața ta, atunci e strașnic să treci pentru asta. Aurel Bortă a nimerit în Afganistan după primul schimb al militarilor care se făcea în acea perioadă. Așa cum fiecare soldat sau ofițer depunea jurământ de credință patriei, toți trebuiau să se supună ordinilor. Excepție n-a făcut nici el. Am dus în 8 decembrie în 81 și m-am întors înapoi în 84. Am întâlnit de 3 ori anul nou acolo în Afganistan. În cei aproximativ 3 ani petrecuți pe câmpurile de luptă, veteranul comunica cu familia doar prin scrisori, la fel ca și ceilalți camarazi de luptă. Grea era așteptarea răvașilor din Moldova, deoarece acasă erau soția și cei doi copii de vârstă preșcolară. Trei zile trece, scriem scrisoare și faci prim, tot așa, cum drăzăiesc, dar parcă vorbim toată vremea. Așa pe nasă, că avem concediu, vin eu, transmitim, poate ceva, că noi nu avem acolo, nu avem magazine, nu avem și pentru aceste magazine care au la afganești, cam era periculos să intră și să cumperi ceva. Multe cazuri s-a întâmplat, că intra și dispărește, nu,
nu mai, nu-l găseai. Dar era magazin pe teritoriu acolo, la unitate, ca și pe toate unitățile militare, era magazin, este pentru ofițeri, pentru soldați, asta era unic, nu era diferit. Și trebuie acolo bomboane, apă minerală, viscuiți, este bunătăți, era chiar și icra asta, că era deficit, era în băncuțe și mici, icră neagră, icră roșu. Și facem câte un prezent așa acasă. Răni trupești, Aurel Borta a avut puține, însă rănile sufletești rămân pe viață. Sunt niște dureri care nu vor dispărea niciodată. E greu de spus la cei care nu au trecut pentru asta și e greu să înțeleagă. Dar cei care au fost, este o unire, bărbătească care te unește și ei sunt colectivul, nu e cum la civil. Nu e așa, absolut fel, e diferența mare. Și deseori mă gisesc, iar că prin munți și când ne luptăm cu dânșii, sfugăreț pe mine, eu cu dânșă împușc, n-aș vrea, dar nici ca cum nu se primește. Asta rămâne o traumă pe viață, la majoritate care au fost acolo. Un drum mai lung decât destinul, abia la capăt s-a evit seminul. O stea în plus pe epoleți și un pluton format din brac băieți. Cizmele de vreme lustruite, oglindă tâmplei încărunțite, cu pieptul deschis înainte, cu fruntea vorbesc cuvinte. Sunt cel care am fost și care am să fiu. Sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Neprihănită-i dragostea din tâi, nestăvelit e dorul de copii. Eternitatea cade peste țară, necântărită e a ei povară. Pe umeri ne descade onoare, de a zâmbi chiar și atunci când doare, de a rezista când nu se mai rezistă, de-a lacrima ascuns într-o batistă. Sunt cel care am fost și care am să fiu. Sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri. Se duc pe o vară, se duc pe un an, și cad pentru țară, și cad pentru neam. Sus, patrie, sus, mulți dintre noi s-au dus, și mulți dintre noi vor reveni, te vor slăvi, te vor slăvi, te vor slăvi. Ei sunt pe pământ, ei sunt și în cer, iar numele lor e de ofițer, cu pieptul deschis înainte, cu fruntea vorbesc cuvinte. Sunt cel care am fost și care am să fiu, sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez. Sunt cel care am fost și care am să fiu, sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării.
Ziua Mondială a Bunătății Spontane, sărbătorită pe 17 februarie, este o ocazie de a vorbi despre lucrurile bune făcute vreodată. Militarii Armatei Naționale nu sunt o excepție în acest sens. Mai degrabă, ei sunt reprezentanții bunătății prin meseria lor. Zi de zi, ei mențin pacea la nivel mondial, participă la misiuni umanitare și se implică într-o serie de proiecte sociale. Bună oară, Ministerul Apărării patronează școala internat pentru copii orfani din satul Cărpinin, Hâncești, dezamorsează obiecte explozive, evacuează pesticidele periculoase și este receptiv la diverse solicitări individuale sau colective, atât din interiorul armatei, cât și din afara ei. Pe lângă activități organizate, ne-am propus să aflăm ce fapte bune au făcut militarii din propria inițiativă în ultima perioadă. Un sondaj la temă a realizat Nina Ganța. În seara de anul nou, plecasem din satul mie, un satul vecin la Buniei, se întâlnim anul nou și persoane s-au zăpezit și am ajutat-o și-o ieșit. Și cum apreciezi asemenea acestea? Ai simțit mulțumit de ceea ce ai făcut-o? Tocmai m-am simțit bucuros că am putut să ajut pe cineva, că am avut ocazia. Deci în viața mea cotidiană, practic, în toată ziua mă stăruiesc să fac fapte bune, adică să îndrum băieții la fapte pozitive, să se sesizeze că, în primul rând, suntem pacificatori, suntem în zonă de securitate și noi deja suntem montați să facem numai bine, să iei tot de la armată numai pozitiv și să poată implementa tot ce obține în armată, în viața cotidiană. În primul rând, să fie oameni. Într-a doilea rând, se poate ajuta pe cel de alături și nu fie indiferent la greutățile și nenorocerile altor. Vă spun că odată la noi acasă am venit pentru jertfirea unei biserici. Atunci toți oamenii de bună credință au jertfit, inclusiv și familia noastră, care asta a fost fapt tare bună. Am făcut multe fapte bune, dar care mi-a plăcut mie, am scăpat vărul, a călcat într-o sticlă de șampanie stricată, într-un iaz, prindeam pește și așa de tare a călcat că a intrat sticla pe partea cealaltă de picior. Repede am reacționat, am legat și s-a uit în spinarea și l-am dus până acasă. Da, mai multe fapte s-au întâmplat, am făcut, dar, pur și simplu, nu le-am aminte toate. Mergem, am dat pe drum și o fetiță plângea că nu putea să iei motanașul de pe copac și m-am apropiat și spus să-i ajut și am scos, mi-am mulțumit. Tot, oricum, nu e așa cine știe cât de bun fapt, dar pentru inimă mea e cald. De ce ar trebui să facem lucruri bune? Făcut un fapt bun, înapoi, toți întorc fapte bune. Atunci când faci bine, tot te simți om. Plus, lumea devine mai bună când este înconjurată de oameni care fac bine. Mă gândesc cu faptul care l-am făcut în anul 2014, a 30 de anul nou, deplasându-mă spre casă. Am văzut un accident rutier, m-au oprit, șoferul a grav rănit și am salvat soția și copilul. M-a scos din mașină. De multe ori, părere de rău, cum s-a fost cazul de la Caculul, militar care a ars în casă. Faptă bună, noi am strâns, am colectat la dorință bani pentru a ajuta familia. Asta clar că e cu părere de rău pentru familia dată, dar este o faptă bună. Am putea să fim mai buni, de-am începe chiar de luni. Sâmbăta să fim curați și cu toate
este așteptat de Domnul. Ranița cu melodii. Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce dorești, ci să dorești ceea ce ai. Aflați, dragii noștri, că aveți rude, prieteni, colegi care vă iubesc, vă respectă și vă doresc binele. Dovadă sunt solicitările lor de a vă felicita la diverse ocazii. La mulți ani militarilor Iurie Bruma, Liviu Furtună, Alexandru Mitroșin, Sergiu Cibotar, Vitalie Smântână și Maxim Movilă. Lor și tuturor, noroc de la Dumnezeu, iubire și respect de la oameni, încredere în viitor și, desigur, sănătate. Acest pământ, toate au un singur legământ. Viața toată e legată de un jurământ. Cum i-a dat omul trăiește pe acest pământ. Un bărbat și o femeie sunt nedespărțiți, doar atunci, atunci când sunt iubiți. Anii mei frumoși sunt anii mei, cum trec anii văd în ochii tăi. Viața-i o lumină numai lângă anii mei și anii tăi. Toate cât de sunt pe acest pământ, Domnul ni l-a dat cu legământ. Cum e soarele și luna, eu cu tine sunt. Viața noastră-i numai una pe acest pământ. Cum e soarele și luna, eu cu tine sunt. Viața noastră-i una pe pământ. Anii mei frumoși sunt anii mei, anii văd în ochii tăi. Viața-i o lumină numai lângă anii mei și anii tăi.
Ritmul cu care evoluează lucrurile în armată e ceva mai mare decât timpul rezervat emisiunii. De aceea o parte din subiecte preconizate pentru astăzi vor fi puse pe post duminica viitoare. Domnița Jechiu, Denis Rotaru, pe curând! Dacă inima omului nu se revarsă de dragoste, atunci nu se mai poate face nimic pe lumea aceasta. Trăiește un sentiment divin alături de Aura și Probacus, numai la Radio Moldova. Calde și moi, la 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 la. Povesteam cum poate fi o viață împărțită la doi. De o mie de ori, dacă mi-ai aduce flori, nu te-aș iubi mai mult sau mai puțin, fiindcă dragostea mea se măsoară la ceva, e un sentiment divin. Am să-ți spun un secret, că iubire la pachet nu se vede și nici nu se mai ia. Doar din două priviri și unul ce-am de amintit, uite așa răsare dulce dragostea. Ți-amintești sărutul sub flori de tâi? Oh la la la. Și mereu îmi scăldai în zime ochii mei. Simteam copilă din nou, sau poate nu. La 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 la. Atunci când lângă mine erai, dragul meu, doar tu. De o mie de ori, dacă mi-ai aduce flori, nu te-aș iubi mai mult sau mai puțin, fiindcă dragostea mea se măsoară în altceva, e un sentiment divin. Am să-ți spun un secret, iubire la pachet nu se vede și nici nu se mai ia. Doar din două priviri și unul ce-am de amintit, uite așa răsare dulce dragostea. Uite așa răsare dulce dragostea.